Recent, Asociația Română a Apei a organizat forumul regional al Apei Dunăre Europa de Est, la care invitați au fost profesioniști din domeniul apei, reprezentanți ai autorităților centrale, locale și din mai multe state europene. Pe lângă expoziția cu cele mai noi tehnologii în domeniu, cele mai importante au fost seminarul și workshopul economic internațional, la care a participat și Fabio Schiseli, directorul operatorului regional activitatea Goscom din Orăștie. Fabio Schiseli, unul dintre managerii invitați la această întâlnire internațională, a declarat că scopul acestui forum este de îmbunătățirea performanțelor și creșterea eficienței tehnice și manageriale, oferind în același timp informații de actualitate pentru dezvoltarea sectorului apei din România, dar și din țările din regiune. O idee principală, și asta vreau să subliniez, a fost ridicată de președintele ARA, domnul Asociației Române Ape, domnul Ilie Vlaicu, prin următorul concept: industria apei ca și proiect național, proiect de țară. Ca și interesant, proiect de țară. Da. Este un concept, cum să vă zic eu, avangardist, care pune în lumină faptul că în industria apei s-au petrecut lucrări, s-au petrecut anumite fenomene care au dus la modificarea semnificativă a sectorului, și dacă ne uităm pe cifrele pe care sectorul le are în contextul economic național, o să constatăm că reprezintă o secțiune destul de interesantă. Adică noi suntem operatorii de apă, sunt producători de plus valoare. Cât de avangardist este proiectul susținut la forumul regional al APEI? Cine a participat și ce concluzii s-au mai tras în urma discuțiilor? Aflați urmărind emisiunea de la A la Z, de la ora 16:30, după știrile 1 TV.